Bună ziua! Să trăiți! Să rămână! E departe apartamentul? Băi, n-a citit în anunț, e la 5 minute de metrou. Dar dumneavoastră nu vă e frig așa îmbrăcat? Nu! Haideți că era 2 pași aici, haideți! Pe aici! Bun. Pe aici pe cărare, așa. Haideți! Haideți! Pe aici! Haideți! Deci, după cum vedeți și dumneavoastră, apartamentul e semi-decomandant. Aveți aere, aici și așa. Baie, gresie, faianță. Deci, practic, el e de 94. Tavane false, pereți de rigips. Mă rog, ăsta e din beton, dar oricum nu mai contează că e de exterior. Deci, după cum puteți observa, și vis-a-vis avem florărie, șaormerie și farmacie. Deci, priveliște frumoasă. Dar, domnule, dar e un cimitir. Da. Deci, liniște, pace adâncă, te plictisi cu viața, ai trecut strada. Și aia e. Deci, luați. Da, să ne mai dăm puțin prin jur? Da. Mulțumim. Luați? Ne gândim. Eu zic să nu vă gândiți prea mult, că viața e scurtă și se pot întâmpla multe accidente. Nu știu, zic doar, Doamne ferește. Dar o asemenea ofertă n-ar fi bine să o refuzați. Două camere, o baie, o bucătărie. O să iei decizia corectă. Nu vă sperați, ce e aici? E un dressing, dar nu intrați acolo că e murdar. Dar nu e nimic, pe mine nu mă deranjează, vreau doar să-mi fac o... Ei cine sunt? Proprietarii. Thank you.